Ne revedem la expuneri fotografice. De data asta, un pic altfel, pentru că nu mai vorbim de aparate noi, nu mai vorbim de tehnici care au apărut în ultimii ani, nu mai vorbim de prea multă filozofie și ne întoarcem în timp. Ne întoarcem în timp spre camere pe film, spre bucurii pe care puțin fotografi le au în ziua de astăzi și vorbim cu Paul Păun, un om care e dedicat fotografiei pe film, care învață pe alții să mânuiască aceste camere. Adineori am auzit că trebuie să armezi întâi și după aia să schimbi tipul de expunere pe cameră, dar doar la aparatele rusești. Și de-aia vreau să vă spun că și de data asta la expuneri aveți de învățat lucruri surprinzătoare, lucruri care vă aduc bucurie, pentru că fotografia e despre bucurie. Paul, bine venit! Salut! Bine v-am găsit! Te salut! Mulțumesc mult pentru invitație! Cu mare drag! Și astăzi vreau să vă povestesc ce înseamnă fotografia pe film. Nu foarte mulți fotografi au prins acea parte a istoriei fotografiei în care totul se făcea pe film. Mai de mult, dacă mi-aduc aminte, făceam fotografie pe sticlă, nu degeaba suntem la studio la Amber Tipescu exact. Acum, pentru că am vrut să fie un mediu foarte aproape de cel pe care încerc să-l prezint oamenilor care astăzi sunt obișnuiți doar cu fotografia digitală. Și am început cu fotografia pe film în 1990, atunci eram puști, mi s-a părut interesant să fac eu fotografiile, nu să mă uit la alții cum le fac și toată povestea era în piața universității când era acea demonstrație anticomunistă care a durat, din ce mi-aduc aminte, peste 2 luni de zile și participând am avut dorința de a face ce făceau ceilalți din jur, respectiv jurnaliștii străini, pentru că erau foarte mulți jurnaliști străini. Eram foarte impresionat de carele de transmisiuni care transmiteau de acolo din piață și zic, ia să fac eu cumva să fotografie ce se întâmplă aici. Am luat aparatul tatălui meu, care este un aparat asemănător cu acesta, un FED3 era, nu-l mai am pe acela, dar mi-am cumpărat altul, tocmai pentru că am vrut să am un exemplar acasă. Și am început să fac fotografii, uitându-mă pur și simplu pe specificațiile din cutia filmului, nimic mai mult. Ce mă interesa era ce încadram și ce moment prindeam. Nici de cum ce setări aveam pe aparat, știam doar că trebuie să pun diafragma și timpul de expunere, să zicem, în funcție de soare, cam așa era în cutia filmului. Dacă ai soare, folosește diafragma F16. Dacă este soare cu noi, folosește diafragma F8. Și așa am făcut și mi-au ieșit fotografiile. Bun, am făcut fotografiile, dar unde le developez? M-am gândit, am zis, hai să încerc eu. Am găsit în Debara, de pe vremea când tatăl meu făcea acest lucru, niște soluții expirate, dar erau prafuri și chiar dacă erau expirate puteam încă să lucrez cu ele și mi-au ieșit filmele. Am stat prima oară ca să developez un film o oră, pentru că nu știam să-l încarc în tancul de developare. Da, ușor am reușit și am început fotografia pe film, a devenit o pasiune. Problema era că nu aveam tot laboratorul acasă. Și în 13-14 iunie, când a fost mineriada, pe 14 iunie m-am dus în piață, era să mănânc bătaie, pentru că eu m-am dus foarte naiv cu aparatul de fotografiat, l-am scos de față cu minerii și am avut parte de niște mineri cum se cade, care m-au lăsat în pace și mi-au spus să plec. Și am plecat, dar nu m-am lăsat până n-am făcut din troleibus câteva imagini, trecând prin rondul din piața universității. Am făcut din troleibus. M-au văzut, au urlat la mine, am scăpat. Și am developat negativul, le-am dat la cineva să-mi scoată imaginea pe hârtie și mi-au pierdut negativele. Nu iau cine știe ce fotografii. Dacă ne gândim la ce a făcut Dinu Lazăr, eu fiind puști, nu aveam o educație amplă, da, dar am decis în momentul ăla să fac tot laboratorul acasă. Și m-am ocupat, am achiziționat toate cele necesare, aparat de mărit și am început să scot imaginile pe hârtie.
urmând în anii care au venit să lucrez chiar și comercial. La vârsta aia veneau prieteni la mine și scoteam pe hârtie, era o plăcere. Blocam baia niște ore, stătea lumea la coadă și eu îmi făceam de lucru acolo. Mai departe a venit ușor fotografia digitală. Mi-aduc aminte, în 1998 sau 99 am avut primul aparat digital. Între timp se dotaseră laboratoarele din București cu automate pentru developarea filmelor color. Am început să trec pe partea de color. Acelea nu mai puteau fi developate acasă, nu era atât de simplu. Plus că era mult mai comod și cu toții vrem să... Să fim mai comozi. Da, deci asta a fost una din chestiunile care m-a făcut să fotografiez mai mult pe vremea aia, trecerea la filmul color. Și am început să merg pe munte. Undeva în 1995 am făcut o școală de ghizi, am început să merg pe munte și am început să fac fotografii de peisaj. Este o latură care îmi place foarte mult, în continuare fac lucrul ăsta. Și nu neapărat pe film, pentru că ce încerc eu să povestesc prin fotografia pe film este această latură pe care orice fotograf ar trebui să o experimenteze. Povestea începutului tău e frumoasă. Ok. E o explicație pe care mulți fotografi nu o au, o justificare. Ai fotografiat din ambiție. Ai văzut acei oameni cu camere în mână care documentau, ți-ai dorit să faci la fel. Dar din 90 până acum au trecut niște ani, tehnologia s-a schimbat, iar pentru tine se pare că nu. Și vin să te întreb, încă există foarte des afirmații de genul: hai domnule, asta cu filmul e o fiță, e un hipsterism, deși nu mi-a fost niciodată clar, foarte clar ce înseamnă hipster, de ce aș fotografia, de ce mi-aș îngreuna viața când există telefonul? Și vin și te întreb, de ce ți îngreunezi viața și de ce propui altora să folosească filmul în loc de tehnologia actuală? Nu propun să folosească filmul în locul tehnologiei actuale. Folosesc și eu digital și mult mai mult decât filmul. Și filmul este o experiență care trebuie trăită, prin care trebuie să treci și care te ajută să te educi. Fotografia pe film te educă foarte mult. Nu mai ai feedback pe spatele aparatului. Te obligă să gândești, începi să îți imaginezi cadrul final înainte să declanșezi, ceea ce puțin mai fac pe digital. Este foarte ușor să declanșezi și să te uiți ce a ieșit. Nu mai observi toate detaliile din cadru. În condițiile actuale de lucru, eu lucrez foarte mult pe fotografia în negru. Nu pentru că promovez numai fotografia în negru, ci pentru că este mai ușor de lucrat în laborator. În fotografia în negru ai cu totul și cu totul altă percepție. Deci nu mai ți-ar foarte, foarte tare în vedere culorile, vezi contraste, vezi forme, este cu totul și totul altceva. De aceea propun fotografia pe film, pentru că reușești să te transpui în altă stare. Este mult mai ușor să te gândești la ce vrei să faci în fotografie decât să te uiți la 30 de setări pe care le ai pe aparat în momentul ăla, când ne gândim la digital. Da? Tot ce înseamnă tehnică trebuie să fie o unealtă care să te ducă pe tine la ceea ce vrei ca scop final. Imaginea de final ar fi bine să, atunci când nu este o imagine de snapshot, de tip fotografie de stradă, da? Să fie gândită până la procesul final. Și eu ce vreau să spun cu procesul final? În fotografia pe film încerc să le arăt oamenilor ce înseamnă să expui pe film, să developezi filmul și să scoți printul pe hârtie fotoargentică. Nu se mai printează astăzi. Este o mare diferență între fotografia privită pe un display, unde lumina este emisă, și fotografia privită pe hârtie. Cred că m-a întrebat odată o clientă, aveam în față un album de fotografie și zice: Daniel, m-am uitat la fotografiile tale online și erau așa strălucitoare și ea avea un telefon, un Apple de ultima generație și sunt așa foarte vii și mă uit aici în album, nu mai seamănă. Zic, hai să coborâm la mașina, prindem faza lungă, era seară, târziu, punem albumul în farul și o să vezi că o să semene foarte tare. Da, experiențele diferă și ai spus minunat, procesul de gândire înainte de a declanșa, mie mi se pare cea mai mare bucurie. Da. Rezultatul de multe ori
Nu e atât pentru mine, nu e atât de important ca tot demersul ăla de dinainte, care nu ține de tehnică, pentru că trei butoane, trei setări în diafragmă, timp de expunere și sensibilitate, poate să învețe oricine. Procesul ăla, și într-adevăr, te încetinește. Da. Mi-am pus, chiar pe digital, la un moment dat folosesc obiective manuale făcute cam de o vârstă cu noi și până făceai focusul clarul, aveai timp să te gândești dacă are sens să deconeșezi. Aveai timp să analizezi. Ori asta se întâmplă și da, pe film, cred. Și mai este o limitare în numărul de cadre. Și în momentul de față, filmele nu sunt chiar atât de ieftine cum erau totuși acum ceva vreme când volumul era foarte, foarte mare. Și atunci te gândești de două ori înainte să declanșezi. Oare merită să fac acest cadru? Și vei vedea că începi să devii foarte exigent cu tine. Asta ceea ce pe digital este greu de realizat. Digitalul îți propune din potrivă. Îți propune cantitate, nu calitate. Da. Și mai sunt multe, multe aspecte, până și feeling-ul acesta de metal. Da? Faptul că pe vremuri se foloseau foarte multe obiective fixe. Ideea de a lucra cu un obiectiv fix, iarăși te educă. Te educă să-ți vizualizezi cadrul mult mai ușor înainte de a declanșa, pentru că știi care va fi unghiul de încadratură. Să te deplasezi. Da, deci, exact. Ai un 50 de milimetri, știi cât încadrează 50 de milimetri din start. Eu doar m-am uitat în față și știu unghiul de încadrare și cam cum ar arăta imaginea. Da, vreau să încadrez mai mult, mă duc mai în spate. Asta este o parte frumoasă. Sigur că fotografia digitală a adus atât de multe îmbunătățiri, a adus o viteză atât de mare și folosesc și pentru joburi comerciale, folosesc evident foarte mult digital. Însă, faptul că știu cum să-l utilizez ca să obțin ce vreau de la el este foarte important. Este foarte important să duci până la capăt fotografia. Este un proces complet de la expunere și până la imaginea finală pe care nu-l duc cu toții la capăt. Ce vreau să spun? Pe digital, da? Am făcut fotografia, e foarte frumos să știi ce vrei de la imagine în final, să te gândești, da, vreau să fac cadrul ăsta sub expus un stop, pentru că îl ridic și fac în procesarea pe computer anumite lucruri ulterior. Deci da, părerea mea este că imaginele trebuie procesate și pe vremuri, pe film, se procesa foarte mult. Puțină lume știe cât de mult se muncea. Ansel Adams a încercat pe imagine de 1000 de ori până a scos ce a dorit el. Da, deci se discută de tipuri de hârtie. Sunt foarte multe tipuri de hârtie, texturi diferite. Filmul, iarăși, cum îl developezi, ce film utilizezi, ce tip de contrast are, toate chestiunile astea aduse către digital îți dau o formă completă a fotografiei. Și da, deci procesați imaginile pentru că acolo este amprenta voastră ca fotograf. Dacă vorbim de educație, deci tu îți propui să completezi educația, experiența unui fotograf care utilizează digital cu zona asta a fotografiei pe film, care îți poate aduce un mai mult discernământ, care te face să iei în calcul tot procesul până finalizezi imaginea, nu doar să faci click și să-ți confirme aparatul dacă a ieșit bine sau nu. Când vine vorba de educație, sunt oameni care își doresc să învețe fotografie pe film, tot procesul ăsta de fotografie pe film? Sunt mai multe tipuri de oameni. Sunt oameni care au fotografiat pe film în trecut și vor să retrăiască experiența. Sunt oameni care nu au făcut-o niciodată, da? Și sunt oameni care vor să o facă just for fun. Nu sunt foarte mulți, dar sunt și aceștia. Ai spus mai devreme, ai folosit termenul de hipstereală. Uh-huh. Da, este la modă, întotdeauna a fost la modă, să fii diferit de ceilalți. Și în acest moment este la modă să umbli cu un aparat foto pe film la gât și să faci fotografii. Mai departe, ce iese, nu mai ei știu. Însă invit să vadă cum se face lucrul ăsta de la început până la sfârșit, să aibă această experiență și de ce nu să o facă și personal ulterior, pentru că nu este deloc greu. Foarte multă lume se sperie de acest lucru. Nu este greu. Mi-aduc aminte, deci, gândiți-vă, aveam 13 ani, am citit instrucțiunile de pe spatele soluțiilor, am luat un tank de developare, că mi-aduc aminte și acum, era un tank de developare foarte prost, era românesc, făcut la o cooperativă în care nu se putea încărca filmul pentru că avea niște bavuri în plastic. A fost o experiență foarte
foarte faină și cu toate astea eu am reușit să developez filmul, să scot imagini pe hârtie și toate lucrurile astea se pot face. Dar revenim la educație, că am discutat de educație. Educația se face și prin studiu. Și nu vorbim numai de zona de film. Trebuie să studiezi, trebuie să citești, trebuie să te duci vizual. Trebuie să înveți să vezi. Este o chestiune pe care o faci în timp, nu o faci de pe o zi pe alta, practic este vorba de cultură. Și artele vizuale au o legătură, o interconectare și fotografia face parte din zona de arte vizuale, că sunt 2D, că sunt 3D, dar este important să te legi și de ce este în afara fotografiei, să te uiți la pictură, să te uiți la o sculptură și să înțelegi de unde vine povestea cu fotografia, pentru că totuși vine din pictură. Cumva are o legătură foarte strânsă cu pictura. Are legătură cu reprezentarea armonioasă, ar zice Vlad Deftenie sau Răzvan Buluș, a ceea ce vedem. Corect. Sau ceea ce ne imaginăm că ar putea exista. Și în cursul ăsta de fotografie pe film, există această componentă de educație vizuală? Sau tu te ocupi strict de procesul tehnic? Aș vrea să existe, doar că nu avem atât de mult timp. Ar trebui să lungim cursul spre zona de, să zicem, compoziție, deși sună destul de generic, dar zona de educație vizuală. Ar putea să existe, da, într-adevăr, mă gândesc pe viitor și la acest lucru. Momentan am introdus un photowalk, pentru că nu exista datorită orelor la care era susținut cursul, nu exista posibilitatea de a ieși cu grupa de cursanți să fotografiem. Și întotdeauna mi-am dorit acest lucru. Am reușit să fac astfel încât să pun cursul la o oră la care să avem lumină și să ieșim, începând din noiembrie acum, să ieșim să fotografiem. Oricum îmi amintesc, am acasă un Bronica 6x6, zic bine? Da, da. Și mi-am luat tot ce-mi trebuie să ajung cu imaginea pe hârtie. Și toate că a fost un chin enorm. Undeva în baie, pe jos, n-aveam mobilier pentru asta, undeva pe jos, cu fâșii, cu teste, hârtia scumpă, destul de scumpă și nu prea-ți permis să strici o coală așa oricum. Și teste, dacă n-a ieșit, bucuria nu se compară cu nimic din ce am făcut pe camere digitale. Înainte duceam la minile, m-am apucat și bucata de final a fotografiei pe film înainte de apariția digitalului și duceam la minile filmele, dar puțin timp. Acum am încercat de unul singur și o bucurie tare mare, din păcate e un proces atât de consumator de timp. Da, este. Dar de ce este consumator de timp? Hai să ne gândim cât timp ți-a luat să montezi toate aparatele, ți-a luat ceva timp. Da. Exact asta încerc eu să fac acum, mi-am propus anul trecut și se va concretiza anul ăsta, punerea în practică a unui darkroom permanent. Va fi cu totul și cu totul altceva, te vei duce de plăcere și te vei apuca să lucrezi când vei avea toate aparatele montate. Da? Cum este și la acest studio, la Ambrotipescu, unde totul este gata montat, doar să vii să lucrezi de plăcere. Așa e greu, cum spui tu, pentru că trebuie să stai să le montezi, să le pui pe poziție, îți va lua o grămadă de timp și partea asta, da, descurajează pe multă lume, dar developarea unui film și scanarea ulterioară este foarte simplă. Da, deci măcar până acolo se poate face. Eu încurajez pe toți ceilalți să meargă mai departe, pentru că este cea mai frumoasă parte, cea cu mărirea imaginii și cu lucruri pe hârtie fotoargentică. Acolo toți cursanții se bucură ca niște copii când văd cum apare prima imagine pe hârtie. Da? Este o chestiune deosebită să vezi cum apare imaginea, da? De la nimic la ceva foarte concret. Mai experimentăm un proces. Se cheamă tonare în sepia și acolo iarăși este foarte fain. După ce ai făcut fotografia, ai scos-o pe hârtie, da, te uiți la ea, o treci în prima baie, dispare imaginea și după aia o treci în a doua baie și apare imaginea colorată în sepia, da, cu tentă de sepia. Este foarte frumos să vezi cum se întâmplă lucrul ăsta și ce este nemaipomenit este că poți să faci cu lumina prinsă.
Deci tot procesul de tonare în sepia se face, da, se poate face în plină lumină. Spunem comercial vorbind, mai este cerut filmul ca mediu când vorbim de fotografia pentru coperți revistă? Într-o vreme filmul era filmulat, formatul mediu era rege în domeniul ăsta. Mai este cerută fotografia pe film sau s-a renunțat total? Cred că mai sunt câțiva monștri, să le zicem, sacri, nu știu exact nume, dar sunt câțiva care încă folosesc filmul, dar încă filmul îți poate oferi filmul lat, da? Destule detalii și amprenta filmului este diferită, evident, ca și comparație, da, față de digital, de captorul digital. Dar evident că nu mai este folosit cum era pe vremuri. Însă ce este foarte frumos este că încep să revină pelicule. Poate zona asta de hipstereală, da, a ridicat producția filmelor. Dacă în 2012 Kodak închidea ușile, acum aflăm că Hollywood a comandat din nou peliculă pentru a reîncepe să facă filme pe peliculă. A fost o cerință foarte mare și nu a mai existat peliculă. Aflăm că vor intra în producție filme fotografice realizate de Kodak. Aflăm că cei de la Rollei aduc filme noi, fabrică în continuare filme noi. Nu este rău, este bine, asta înseamnă că există cerere. Dacă ar fi să te întreb în privința planurilor tale de a merge înainte cu acest curs de fotografie, o să dăm detalii la sfârșit sau poate înscris pe canalul Expuneri Fotografice. Unde vrei să ajungi? Nu vreau să fac în primul rând din treaba asta o afacere, este o pasiune, este o plăcere să pot să arăt celorlalți ceva ce nu au mai trăit. Și unde vreau să ajung, întotdeauna aduc ceva în plus. Cu fiecare curs mai aduc câte ceva în plus. Acum am mai achiziționat ceva de pe eBay. Probabil că în primăvara anului viitor voi mai aduce ceva în plus, idei sunt multe. Gândiți-vă că în 2012, când am început la RGB Fotografii, da? Acolo am făcut școala de fapt și ulterior cursului am vorbit cu Răzvan Buluș și ideea a venit din partea lui și spune: nu ai vrea să facem un curs de fotografie pe film? Că văd că îți place și zic, ba da, dar dacă îl fac trebuie să îl fac cum trebuie. Și am început să cumpăr foarte multe aparate de fotografie, să cumpăr toate ustensilele necesare pentru a putea susține un astfel de curs. Și de atunci mă mai opresc. Nu, glumesc, dar... Da, exact. Sunt multe lucruri de luat în calcul și voi îmbunătăți pe măsură ce există și cerere. Evident, nu vreau să devină un lucru foarte complex și greoi. Până la urmă trebuie să fie o plăcere ceea ce faci acolo. Însă au venit cursanți care mi-au cerut mai mult și atunci le-am oferit. Deci nu îți propui succes comercial cu acest curs? Nici de cum. Doar să te bucuri în continuare de ce îți place ție, da? Împreună cu alții, ceea ce e minunat. La bază eu nu trăiesc din fotografie, eu produc bani și investesc în fotografie din IT, sunt IT-ist la bază. Și da, fotografia a început să aducă și ceva venituri în ultima perioadă, dar niciun caz din cursuri. Cursurile sunt latura frumoasă, o eliberare pe care am, ca atunci când ieși pe stradă, te plimbi, că mai fac astfel de ieșiri, ies dimineața la 7 și încep și mă plimb pe stradă cu un aparat de fotografiat cu un obiectiv fix, numai de plăcerea de a mă plimba. De multe ori mă uit la diverse zone din București, n-am aparat de fotografie la mine și fac poza mental. Nu scot telefonul, nu fac nimic. Îmi place ce văd sau poate e acel moment și te gândești, ăla a fost momentul. Da, este foarte frumos să poți să treci din starea asta de agitație într-o altă lume și cursul mi oferă evadarea asta. Asta vorbeam și cu celălalt Paul aici de față, a Ioanei, la Ambrotipescu. Și el spune la fel, îmi place, nu e fezabil comercial, nu s-ar justifica în mod obiectiv și el vine dintr-o altă zonă, project management, tu IT, în fotografie și da, e un refugiu. Departe de zgomotul ăsta și de țintele astea mereu mișcătoare, bani,
tot ce e de pus pe masă, fotografia e un refugiu și cu cât mai mulți oameni educați în orice altă zonă, cu cât mai mulți ajung în fotografie, eu cred că ne îmbogățim cu toții și uite în experiențele astea schimbate, eu plec azi un om mai bogat și eu cred că și ei care ne urmăresc facă la fel. O să închei întâlnirea noastră spunând așa, dacă sunteți curioși și vreți să aflați mai multe în privința fotografiei de film, veniți la Paul și vă dăm detalii. La Ambrotipescu, vă dăm detalii, bucurați-vă, găsiți-vă refugiu vostru în fotografie, fotografia pe film îți permite să faci asta, nu e atât de scumpă, nu e atât de greu de făcut, doar trebuie să vii, să vrei și să îți dorești să îți pui amprenta în ceea ce înseamnă amintirile tale pe hârtie, amintirile tale într-un mod frumos, armonios, estetica imaginii nu trebuie lăsată la o parte, chiar dacă tehnica astăzi a fost un pic mai în față. Mulțumesc, Paul! Mulțumesc mult și eu. Cu mult drag. Bine. Poate ne revedem. Ciao, guys, ne vedem la episodul următor la expuneri fotografice.